Se schimbă foaia din punct de vedere meteorologic. Gata cu temperaturile de primăvară și maxime pozitive. Trecem rapid la vreme geroasă cu ninsori și vânt puternic. De altfel, vremea se înrăutățește în intervalul 24-26 ianuarie, în special în estul și sud-estul țării. În sud va ninge, iar vântul va avea intensificări viscolind ninsoarea. Vitezele vor depăși la rafală 60-70 de km pe oră în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, precum și în zona munților Banatului, a Carpaților meridional și de curbură, zone în care stratul de zăpadă va fi consistent. Vor fi precipitații mixte și se va depune polei local în Dobrogea, iar în prima parte a intervalului și în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. Cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 20 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. În restul teritoriului, ninsorile vor fi în general slabe. Astfel vorbim despre cod galben în 16 județe, dar și cod portocaliu în 10 județe, inclusiv Giurgiu plus municipiul București. În județul Giurgiu sunt anunțate ninsori abundente, cu strat de zăpadă de circa un metru și vânt ce va sufla cu peste 70 de km pe oră, viscolind și troienind zăpada. În cursul zilei de sâmbătă și noaptea de sâmbătă spre duminică, viscolul se va intensifica în Muntenia, iar în județele Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila și Ilfov, inclusiv municipiul București, temporar vor fi rafale ale vântului de peste 75-80 de km pe oră. Va ninge abundent, iar ninsoarea va fi puternic viscolită.